folosește promocodul EasyFoxy pentru cele mai bune prețuri doar pe edeba.com. Salutare vulpițelor și vulpișorilor! What? Era o muscă pe web-ul meu. O muscă îmi strica episodul, nu vine să cred. Un like pentru mine. Că mai pățești din astea, nu știu dacă voi pățiți. Fix când am filmat, a apărut o muscă din senin. Aveam așa o pată acolo. Oh, Doamne, în fine. Trecând peste asta, astăzi o să facem un super episod pentru că facem un opening pe contul Martei Vorbăreața, Vulpița Marta, și o să arăt puțin numărul ei de trofee, care este 8314, perfect. Și o să avem un opening, avem acolo, vedeți, 23 de boxuri, mai avem ceva și în trophy road. Și dacă vreți să vedeți ce se întâmplă în episodul de astăzi, nu uitați să vă abonați, adică să apăsați butonul de subscribe, să dați un mare like pentru vulpița voastră preferată și întotdeauna să activați clopoțelul ca să primiți notificare. Nu uitați că sunt live în fiecare zi pe Trovo, găsiți link în descriere, scrie live-uri zilnice. Dați pe link și să-mi dați follow ca să primiți notificare când sunt live acolo. Bun. Iar pentru alte noutăți, Instagramul meu este foxyputista dacă vreți să mă vedeți în viața reală. Așa, și să începem nebunia aici pe contul Martei. Nebunia lui Foxy, cum îmi place mie să zic, mamă, are 23 de beatboxuri bonus, dacă vă vine să credeți. 25 din 40 ca și brawler. Mamă! Îi lipsesc ceva brawler, dar sunt super optimistă și eu cred că îi aducem un brawler nou astăzi. Așadar, nu uitați să-mi țineți pumnii, să fiți aici trup și suflet, că o să pice, eu așa zic. Bun. Mamă, câte beatboxuri din astea. Yay! 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 Mamă, ce rapid a fost! Like! Like, nu? Ce rapid a fost! Nu vine să cred. Sunt și live în momentul în care filmez episodul ăsta. Sunt pe Trovo. Găsiți link în descriere, cum v-am spus și la început. Și nu vine să cred că deja ne-a picat brawler. Mamă, cea mai fericită e vulpița Marta. Perfect. Ne mai dă brawler? Eu zic că s-ar putea să mai primim. Încă unul și încă unul și încă unul. Și mă duc. Ai cu încă un brawler din ăsta așa șmecher aici pe contul Martei. Așa. Mă uit, mă uit și aștept să strălucească. Ce-mi place mie când strălucește. Ai, ai, ai. Așa. Haide că mai avem, mai avem, mai avem. Poate ne mai dă. Hai cu străluceala. Sub 40 de bănuți trebuie să fie. Păi, au fost 45 și ne-a dat Frank. Felicitări, Marta. Un cu nou brawler pentru tine. Cine are doi brawler noi? Cine, cine, cine? Super, forță. Hai să mai vedem. Ce ziceți? Să ridicăm ștacheta la 3 brawler noi? Eu zic că e posibil. Mai ales dacă și rupeți butonul ăla de like, cred că... direct noroc mare pe al treilea brawler! Mamă! Nu e cea mai norocoasă zi? Vulpița face cele mai tari opening-uri, cele mai norocoase, nu uitați să vă abonați! Mamă! Să ridicăm ștacheta la 4 brawler noi. Am arătat 5, cred că. Dar am vrut să arăt 4. Hai să vedem. Mamă! 4 brawler noi, hai să vedem. Eu cred că se poate. Și nu vă mint. Hai să vedem. Așa. Ok.
Stați așa că nu s-a terminat. O să vină cei patru brawler noi, sunt convinsă. Aaa, ce vă spuneam eu, nu? Vă spuneam eu că o să vină și cel de al patrulea și avem patru brawler noi. Ia uitați aici. Mamă, 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 mamă. Super, m-am și ciufulit. Wow. Mamă, 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 mamă. Patru brawler noi pe contul Martei. Felicitări în combi box. Mamă, de mai picat și din ăsta era ceva. Punctele le punem pe coletuța noastră drăguță. Pe colet. Asta este... Ah, dar nu merge pe colet. Ai tot pe colet. Atunci hai să punem pe unul dintre brawlerii noi, nu? Pe cineva pe care ai avea nevoie, de exemplu pe Piper ai avea nevoie. Așa, și cam atât a fost. Băi, dar oricum patru brawler noi. Cu ce brawler să ne jucăm? Asta este întrebarea. Avem Mr. Pino, hai să vedem unde și ceilalți, Bea, Albinuța, Frank. O mai avem pe aici pe undeva și pe Ems. Aș vrea să mă joc cu Albinuța, pentru că astăzi m-am tot jucat cu Albinuța și îmi place mult de ea. Și o să mă joc pe un solo cu Albinuța noastră dragă și frumoasă. Hihi. Mișto, mișto. Harta e urâtă, dar ne descurcăm noi că suntem mari. Așa, haide Albinuță. Ne dezamăgi. Bun, hai să punem un emoticon de fericire, că suntem fericiți. Mamă, ce mi-a plăcut. Bam și ție, bam și mie. Mamă, mamă ce-mi place. No, așa, da mai video acasă, nu? Unde ar fi ceilalți? Testăm terenul. A, uite, e aici. Bam, bam și easy win. Super mișto a fost, mi-a plăcut. Da. Hai să vedem acum și cu alt brawler. Dintre cei noi picați, bineînțeles. Mr. P ar merge. Frank sau Ems? Păi și cu Ems. Hai să ne jucăm și cu Ems o tură. Super. Așa, mamă. Aici mă simt înconjurată, nu știu cum să vă zic. Dar chiar sunt înconjurată. Oh my god, ce ghinion am avut. V-am zis că m-am simțit înconjurată. Ok, ghinion. Dar nu pierdem niciun trofeu, dar nici nu câștigăm. Așa, am testat-o și pe Ems cât am putut. Și mai putem testa pe Mr. P. Mamă. Ah, stați așa că mi-am amintit ceva. Să-i facem la colet un upgrade. Ia uite așa. Na? Mișto, nu? Bun, și un solo cu Mr. P. Hai să vedem. Mă duc și eu să iau niște cutii de pe aici. Mă uitam să văd ce face Dynamite-ul acolo jos. Să nu mă pândească. Trebuie să stric astea că mă încurcă. S-au plecat de aici, au plecat. Mamă, dar cine i-o strica peștea în halul ăsta? Ah. Acum am priceput eu cine era măscăriciu acolo. 6.
Ok. Ah, stai că am mai găsit aici, ia uite. Ce-am mai găsit? Așa stă treaba, deci. Stai că a și mâncat de mine. Îl mănânc la micul dejun. Te mai chinui, bro? N-ai cum să mă bați. Chiar n-ai cum. Mai mult fuga a fost de el. Băi, super tare. Mi-a plăcut, mi-a plăcut. Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like aici pentru vulpița voastră preferată, care postează în fiecare zi. Deci, subscribe și activați întotdeauna clopoțelul, clonțopelul, pentru că sunt zilnic aici și zilnic și live pe Trovo. Cum ziceam, găsiți link în descriere. Dacă vreți să vă fac și vouă opening-uri pe conturile voastre, puteți să-mi scrieți pe adresa de e-mail pe care o găsiți în descriere. Vă pup, să aveți o zi minunată ca și voi. Pa, pa!